originar din Bucovina, desăvârșit în viața culturală a Iașului, invitatul nostru de astăzi a avut împliniri, dar și frământări, și înainte de Revoluție, dar și după evenimentele din 1989. Să-l cunoaștem! Bine ați venit! Vă rog să vă ajut! Comentator sportiv, publicist, prozator, director de editură și de teatre, dramaturg, o personalitate complexă. Domnule Iacoban, la ce nu ați renunțat din toate acestea? Păi dacă ar fi după mine, n-aș renunța la niciuna. Dar nu se poate. Și a trebuit încetisor să mai renunț. Și acum, la vârsta pe care o am, mă ocup totuși de teatru, fac chiar și regie. Și scriu, am rubrici săptămânale, de 3 ori pe săptămână, de fapt, la un cotidian și la alte reviste, scriu cărți, într-un cuvânt, nu mai pot fi oprit. Au fost perioade în viața dumneavoastră în care să nu fi scris mai mult timp? Pentru că aveți o operă bogată. Nu cred că au fost. Au fost poate cât eram la armată. Pentru că și în timpul studenției am scris, de fapt, prima mea carte de proză, intitulată Estudiantina, s-a publicat când eram încă student, în ultimul an la Iași. Dramaturgia este un gen care nu aduce în prim plan autorul, ci mai curând îl include într-o muncă de echipă, în raport cu proza, de exemplu, cu poezia. Ați dorit să faceți dramaturgie și poate copilul dumneavoastră de suflet, al preocupărilor dumneavoastră de suflet. Așa este, de altfel mi-a adus și cele mai mari satisfacții dramaturgia. Eu știu, premiul Academiei Române, premii ale unui scriitor din România și din Basarabia. Și constat acum că oricare dintre piesele mele scrise în urmă cu 10, cu 15, cu 20 de ani, se poate juca fără să se schimbe o virgulă. Se joacă? Nu se prea joacă. În ultimii ani am fost jucat la Teatrul Național din București, la Teatrul Național din Craiova, la Teatrul din Botoșani. Nu de mult am avut o premieră la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu, pe care am și regizat, am făcut și scenografia și ilustrația muzicală. Și curând merg la Botoșani să pun în scenă o altă piesă a mea mai veche care se numește Stres. Spuneam o activitate bogată, sunteți un scriitor prolific. Există o rețetă sau, altfel spus, de unde această chemare către scris? Nu știu. Nu pot să vă spun. Dar ați spus bine chemare. Într-adevăr,
probabil că am o chemare pentru metrajul ceva, poate din familie. Mama mea a publicat poezie și în Iașul Literar, a publicat, era învățătoare și scria. Mă rog, tatăl meu era artist plastic amator, a avut expoziții prin mai multe orașe din Moldova. Deci exista în familie o anume apetență pentru... Proveniți dintr-o familie în care biblioteca n-a lipsit. Da, biblioteca n-a lipsit. Mi-a lipsit televizorul, că nu era pe atunci, dar și radio, n-am avut radio în casă, am avut doar un difuzor legat cu fir de stația de amplificare locală, unde fiecare dimineață se citea articolul de fond din Scânteia. Era interesant. Și familia noastră, în general, era o familie cu preocupări culturale, pentru că și un unchi al dumneavoastră... Da, un unchi al meu a fost solist al postului de radio Cernăuți și până la Chișinău. Ce vi s-a transmis din felul de a fi al bucovinenilor? Două chestiuni, două lucruri. Și ca să vă explic exact, o să vă spun o mică poveste. Eram secretar general de redacție la revista Cronica și trebuia ca publicistul Aurel Leon să-mi aducă un material. Și l-am întrebat, când îl aduci? Un articol. Și el mi-a spus, pila o joi. Asta putând însemna joia asta, joia viitoare, joia de apoi. În Bucovina nu se procedează așa. Punctualitatea, cred că mi-a rămas din educația bucovinană pe care a avut-o familia mea. Apoi și, n-aș vrea să spun vorbe mari acum, dar și să sune lozincard, dar ar putea fi vorba despre dragostea de muncă. Nu pot să stau și să nu fac nimic și să mă uit în sus sau nu știu ce. Dar un om de cultură are și o doză de boemie. Nu prea mai. Avem atâtea exemple în jurul nostru. Avem și invers. Dar nu mă văd. Părinții spre ce vă îndreptau? Trebuia să devin doctor. În 1956 am dat examen de admitere la Facultatea de Medicină din Iași și am căzut cu unul în teză la română. Cu unul în teză la română? La română, după care m-am stat filologie și am intrat printre primii. N-aș putea să-mi explic misterele acestui examen de admitere. A fost un non-combat? Nu, sau din potrivă, o întâmplare nefericită? Din potrivă, nu știu ce a fost acolo, pentru că țin minte subiectul, realismul lui Rebreanu, era pe vremea aia autorul meu preferat, până i-a luat locul Hemingway. Știu că am scris 7 pagini, nu știu, dar examenul ăla era cu mii de candidați, nu știu ce s-a întâmplat. Eram destul de speriat, venit din fundul Bucovinei și nici nu știam că există posibilitatea să faci contestații, chestii de genul ăsta. M-am întors acasă. Până la acest examen, lectura reprezenta o preocupare constantă a dumneavoastră? Nu numai lectura, ci și scrisul. Pentru că publicam în ziarul Zornoi din Suceava încă de când eram elev de liceu. Iar lectura, pe vremea mea, după ce am căzut la medicină, am fost paznic de noapte la un depozit de bușteni. Unde? La Ițcani, în gara Ițcani. Pe vremea aia se... Era o pedeapsă din partea familiei sau o dorință de a deveni util? Nu trebuia. Ce să fac? De fapt, mă ocupam, eram pe post de paznic de noapte. Mă ocupam primitor, expeditor, chestii de genul ăsta. Dar altceva vreau să vă spun. Pe rampa acelui depozit se aduceau camioane cu cărțile care erau epurate bibliotecile în vremea aia. Era în anul 1956, da. Păi după ce am dat examenul și parcă văd și acum mormanele alea enorme de cărți pe care le păzea un oștean cu pușca până urma să fie încărcate. Și ăla mai intra în baraca aia care o aveam noi la depozit ca să se încălzească iarna. Și mă duceam și furam cărți cu, fără să mă uit la ele, că nu știam ce și cum. Furam și ce nu avea niciun rost, dar găseam și un Arghezi, și Eminescu, nici Eminescu nu era atunci publicat sau, mă rog, nu circula în întregime, doar o porțiune din Împărat și Proletar și din Cusătorează viața. Mă rog, am și acum cărțile acelea, furate pur și simplu, de pe rampă.
salvate, să spunem, de la ardere. Se zice, ele urmau să ajungă, nu la ardere, urmau să ajungă la molid, la stopitoria de hârtie. Se preschimbau într-un carton gălbui, care era folosit și ca talpă la anumite încălțăminte. Da. Și ați ratat cariera de medic? De medic, da. Și ați ajuns un apreciat scriitor. Vă pare rău astăzi că nu sunteți medic? Nu, nu-mi pare rău. Cred că aș fi fost un doctor bun. Da, poți să știi, asta în ceea ce fac acum mă simt în largul meu. Nu știu cum aș fi simțit într-o altă postură. Ați luat toate examenele? Ați fost printre cei remarcați în facultate? Am absolvit facultatea cu media 9,75. Destul de onorabil, zic eu. Da. Nu știu dacă la medicină aș fi avut aceleași rezultate. Și ați ajuns foarte tânăr la Radio Iași, colaborați chiar din vremea studenției, da, îmbrățișând un domeniu, cel sportiv. Sportul mi-a plăcut întotdeauna și regret că nu am putut să-l practic consecvent și sistematic. Ați practicat sportul? Am jucat fotbal în echipa Abatorului din Burdujeni. Spartak se numea și primeam la juniori. Și primeam la meci câștigat un salam și la meci nul o tobă. Mă rog, eram cel mai tânăr, cum cel mai tânăr am fost în mai multe domenii, dar și primul din provincie care a făcut această meserie, că era un exclusivism bucureștean în respectivele transmisii. Și am ajuns să transmit din străinătate meciurile echipei naționale, ale echipelor noastre de club, și am prins cea mai proastă perioadă a fotbalului românesc. Din toate transmisiile mele, că sunt multe, din străinătate, n-am avut parte nici măcar de o singură victorie, un singur meci nul la Cracovia, într-un meci amical de altfel, cu Titi Teaș ca antrenor. Și capacul a fost în 1967, la Zurich, în Elveția, am transmis meciul Elveția-România 7-1. Și mi-am zis că hai să mă ocup de altceva. Și de ce v-ați ocupat mai departe? Mai departe am fost prin... Bine, chiar și când făceam transmisia aceasta, eu continuam să scriu, dar am început să milităm împreună cu alți câțiva ieșeni pentru înființarea unei reviste săptămânale, care la Iași nu exista. Așa a luat ființă... O revistă săptămânală de cultură. De cultură. Avea și rubrică de sport. Dar iar, eu mă ocupam de altceva. Eram secretar general de redacție, revista Cronica. Ați fost, deci, printre fondatorii revistei Cronica. Erau patru oameni în conducerea revistei Cronica. Corneliu Ștefanache nu mai este, Nicolae Barbu nu mai este, Corneliu Sturzu nu mai este, iaca am rămas numai eu. Revista avea pe atunci 12.000 de exemplare tiraj, se difuza în toată țara. Și nu mai era în România decât Tribuna la Cluj și Cronica la Iași. După care am izbutit să contribui la reînnodarea firului activității editoriale la Iași, unde era un hiatus din 1945 și până în 1969, când am înființat editura Junina, pe care am condus o vreme de 10 ani și am tipărit cărți în milioane de exemplare. Ați fost numit director al editurii Junimea la vârsta de 29 de ani. Da. Nu era prea devreme? Păi drept pentru care și la revista Cronica am avut un director onorific, profesorul Ciopraga, care nu figura niciun fel de stat de funcțiuni, dar cei de la partid care hotărau spuneau, băi, sunt prea tineri ăștia, hai să mai punem pe cineva. Așa și la editura Junimea a fost pus un director onorific, profesorul Ilie Grămadă, care a avut bună cuvință să nu se amestece deloc în toată treaba asta și după aia a și dispărut această funcție. De editura Junimea, de existența ei, se leagă multe din amintirile noastre frumoase în relațiile cu scriitori din regiune sau chiar din întreaga țară și chiar de peste Prut. Și chiar din Europa în general, pentru că am publicat, mă rog,
în traducere multe cărți ale unor scriitori importanți. Un eveniment l-a constituit și publicarea cărții Steaua de Vinere a lui Grigore Vieru pentru prima dată cu alfabet latin. Gândiți-vă, în 1978, cu mai bine de 10 ani înainte de adoptarea alfabetului latin în Republica Moldova, a fost o aventură apariția acestei cărți, pentru că Grigore Vieru era cetățean al Uniunii Sovietice, nu puteai să-l dai ca scriitor român, că ieșea un scandal internațional și așa cu rușii eram în fașă. Și nici nu puteai să spui o traducere, traducere din română în română. Cum pe vremuri s-a făcut, Sadoveanu a avut parte de traducere în limba moldovenească. În planul editorial al Junimii existau doar două capitole, literatură originală și traducere. La literatură originală nu puteai să pui un scriitor sovietic, la traducere nu puteai să-l pui pe Grigore Vieru. Și atunci am inventat un al treilea capitol care se numea Alte lucrări și unde am pus așa o carte de Florin Gheorghiță, ceva cu călătorii cosmice, cu un, ceva de genul. OZN-uri. OZN-uri, o alta chiar despre OZN-uri al lui Hobana și am pus după aia a treia, Steaua de Vineri, care sună tot cam ceva da, SF. De, legat de cosmos. Așa. Și a trecut. Și a apărut cartea lui Vieru, care a fost un mare eveniment. La Chișinău trecea de mână în mână ca un, nu știu ce, la un lucru sfânt, aproape cu... Se uitau și ei cum arată... Reacțiile aici care au fost? Au fost bune reacțiile, până când s-a schimbat atitudinea față de Vieru. Da, mă rog, asta este o altă poveste. În paralel cu activitatea de la editura Junima, ați început să și publicați. Debutul în volum a fost în 1962 cu Estudiantina. Eram student încă, da. Apoi cu Microfonul în buzunar. Da, cred că erau cărți de publicistică, proze? Nu, Estudiantina erau schițe și povestiri. Dar dacă nu mă înșel, eu cu Microfonul în buzunar este prima carte din seria pe care și dumneavoastră ați ilustrat-o. Este vorba de cărțile comentatorilor sportivi. Cred că asta a fost prima. Altfel despre sport, iată iarăși o carte de comentarii și de... Da, chiar, este chiar altfel despre sport, pentru că îl vedeam din alte unghiuri, nu din cel al taberei de scor și al evoluției meciului. Tot către teatrul ținteam, pentru că se spune, și eu sunt de acord cu ceea ce se spune, că am un simț al dialogului care îndreptățește o astfel de orientare. Teatru, dar visam să fac și film. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Spune Nichita Stănescu, Mircea Radu Iacoban nu aude dialogul, ci îl vede, de aceea oamenii pieselor lui sunt personaje. Iată o explicație a harului dumneavoastră pentru dramaturgie. Nichita a fost un bun prieten al meu, i-am și tipărit câteva cărți, chiar cea mai frumoasă la vremea aia, Epica Magna. Și încerc un sentiment foarte ciudat când trec pe lângă statuile unor foști prieteni care au urcat pe socul. La Craiova, când am fost jucat acolo, am trecut pe lângă statuia lui Marin Sorescu. La București trec mereu pe lângă bustul lui Nichita Stănescu. La Iași este bustul lui Grigore Vieru. Este foarte ciudat sentimentul că vezi acești oameni cum, repet, au urcat pe soclu și nici unul din ei și din noi nu prevedea o astfel de evoluție în timp. Și ați reușit să dezvoltați creația dumneavoastră, să o impuneți și pe scenele altor teatre din țară. Și nu numai din țară, și de peste hotare. Care ar fi piesa în care dumneavoastră vă regăsiți? Una care a fost interzisă și care se intitulează Hardughia și este inspirată din drama, zic eu, demolării Academiei Mihăirene de la Iași. E o poveste lungă. Piesa am scris-o în 1980, am încercat să o pun în scenă la Iași în 1981, s-au sesizat organele locale că nu e justă și, mă rog, au curs reclamațiile. A venit de la București însuși Popescu Dumnezeu, care era șeful propagandei, cu o echipă
puternică. Dumitru Popescu, pentru cei care nu știu, Dumitru Popescu era secretar al Comitetului Central al Partidului. Cu probleme de propagandă, da. Și de care se temea toată suflarea gazetărească și scriitoricească din România. A venit cu o echipă care conținea și personaje pe care eu le cunoșteam. Le cunoșteam de viață, pe ei nu mă mai cunoșteau acum, nu se uitau la mine. Erau cu carnete înzestrați și în tot timpul spectacolului care l-am dat pentru... Și au făcut fel de fel de notări. Și se uitau, pândeau pe figura lui Dumitru Popescu, ură reacție, dar pe figura lui e ca un sfinx, nu se putea vedea nimic. În fine, se termină, liniște, câteva minute de liniște. Toți aia nu se uita niciunul la mine, nu mă mai cunoșteau. Popescu, Dumnezeu, mă întreabă, eram directorul Teatrului Național, aveți probleme cu întreținerea clădirii? Nu mă așteptam la asemenea. Am spus ceva. După care zice, da, am văzut una dintre cele mai bune piese din dramaturgia originală. În momentul în care toți aia care nu mă cunoșteau au început să mă felicite pe sub masă, să-și ascundă caietele cu carnețelele cu însemnări. S-a mai jucat de vreo 5 ori la Iași, de vreo 3-4 ori la Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, dar forurile locale care se ocupau cu propaganda au luat-o ca pe o, nu știu cum, ofensă. La adresa sistemului, pentru că, să spunem telespectatorilor, era vorba de o ședință a conducerii județene de partid în care trebuia să se stabilească, să se aprobe sistematizarea regiunii centrale, zonei centrale a orașului, în care intra și demolarea acestei case, numită în piesă Casa Stroie. Da, numai că nu era o ședință de partid. În piesă așa era. Dar Popescu Dumnezeu, care tutuia pe toată lumea, fără așa, mi-a spus după mută și tu piesa de la partid la Consiliul Popular. La partid sunt activiștii impecabili și reproșabili, la Consiliul Popular sunt funcționari care pot să facă asemenea greșeli. Am mutat-o de același lucru, de altfel. Tot erau în cadrul ședinței, sigur că erau conducători de unități... Păi, dar președintele Consiliului Județean era primul secretar atunci, da. Deci tot acolo era. Domnule Iacoban, această întâmplare a dumneavoastră se petrecea într-o perioadă în care erați membru supleant al Comitetului Central al Partidului. Așa este. Și deputat în Marea Adunare Națională. De-aia a venit o delegație la asemenea nivel cu Dumitru Popescu în funde. E o enormă deosebire dintre cele care se petrec acum cu cele ce se petreceau atunci. Acum lumea se luptă, se dea de ceasul morții ca să ajungă deputat în Parlament, în conducerea partidelor. Atunci, cei care vroiau cu tot din adinsul să ajungă într-o asemenea situație, exact ăia nu ajungeau. Credeți că pe mine m-a întrebat cineva vreodată dacă vreau să devin membru al Comitetului Central? Nu m-a întrebat nimeni. M-am trezit pe o listă, după care a devenit sarcină de partid. Puteai să o refuzi doar zicând că ai chestii, probleme de sănătate. Eu la 35 și ceva de ani eram sănătos tun atunci. Ce să spun, că mi-a din timpul de scris. De v-au ales pentru că aveați o funcție, erați directorul Teatrului Național sau pentru impetozitatea noastră? Nu știu, poate și de asta. Uitați-vă cum stăteau lucrurile. Dacă privești lista membrilor, eu eram membru suplean, nu am drept de vot, dar mă rog, Comitetului Central, ea arată ca tabelul lui Mendeleev. Adică fiecare pătrățică trebuie să fie ocupată. Să fie un tractorist, o cusătoreasă, un ofițer, o... Era împărțit pe sectoare. Să fie pentru a exprima larga democrație românească, să nu lipsească niciun fel de categorie socială și așa. La Iași, fiind un oraș cu un statut special, era obligatoriu ca rectorul universității să fie membru al Comitetului Central și membru supleant cineva din zona artistică. Eu eram și directorul Teatrului Național și șeful scriitorilor, cum ar veni, s-au oprit asupra mea. Și am fost cel mai... printre cei mai tineri, mă rog. Bun, dar după aia, dacă te urcai în trenul ăla, nu mai putea să sari decât sari din timpul mersului. Ați avut avantaje în vremea aia? Pentru că dezavantaje după 89 ați avut. Slavă Domnului! Avantaje, într-un fel, am avut. Nu materiale, nu de niciun fel,
Dar personale sau pentru instituție? Nu, pentru editor în primul rând și pentru Teatrul Național mai târziu, mai ales după ce postul de Radio Europa Liberă a lansat ideea că sunt ginerele primului ministru Dăscălescu. Nu știu de unde a venit chestia asta, dar probabil că s-au pus întrebări. Ăsta tânăr, cum a ajuns acolo și cum erau moravurile epocii, trebuie să fie rudă cu cineva. Nu? Soția mea este din Galați. Dăscălescu a fost prin secretar la Galați, dar asta nu... Eu nu l-am văzut decât la televizor. Nu au nicio legătură de rudenie. Nu, socrul meu este îngropat la mănăstire Căldărușan de zeci de ani. Bun, dar s-a creat o... Eu nu ascultam Europa Liberă, că pur și simplu aveam un aparat de radio care țiuia și nu prindea ca lumea. Nici n-am știut o vreme. Dar nu apucam să cer ceva pentru Teatrul Național, cum eram atunci, că se aproba. Lumea asculta, lumea știa. Am avut, cum o spuneți dumneavoastră, avantaje, pentru că nu se mai putea trece chiar așa peste semnătura și cuvântul lui Iacoban. Și așa am izbutit să public la Junimea cărți care nu ar fi apărut niciodată, inclusiv cea a lui Grigore Vieru, pentru că după 2 ani de la apariția cărții lui Vieru, Mircea Sântimbreanu, Dumnezeu să-l ierte, directorul editorii Albatros, a vrut să scoată și el un... Editorul Albatros din Capitală. Din Capitală, da. Și să scoată și el o carte a lui Vieru intitulată Izvorul și clipa. N-a izbutit și mi-a dat telefon și zice, bă, te rog frumos, semnează și tu pe pagina de gardă, ca să, de pagina de titlu, ca să... Nu merge. Și am semnat selecție de Mircea Radu Iacoban. Eu habar n-aveam ce cuprinde acea carte. Dar a apărut. Poate și în felul acesta. A apărut, am putut să-l debutez pe Alexandru Zub, pe Mihai Ursache, pe Traian Chelaru, care abia ieșiseră din pușcărie. De altfel, la o plenară a Comitetului Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a și spus care comisia din pușcărie publică la Junimea. Asta fiind, evident, un reproș. Deci, din acest punct de vedere, am avut un avantaj, dar era singurul. În rest, îngrozitoare. Congresele și conferințele naționale, mai vorbesc. Aveați timp de scris? Ați avut obligații administrative la editura Junimea, la Teatrul Național? Junimea, când mai scriați? La Teatrul Național nu prea mai avut timp de scris, pentru că s-a hotărât atunci ca instituțiile de spectacole în România să nu mai fie finanțate de stat, să se autofinanțeze. Și statul nu ne-a mai dat niciun leu. Ce ar însemna autofinanțarea? Adică, am făcut socoteala. Spectatorul ar fi trebuit să-și cumpere bilet, să intre pe la intrare și să iasă pe la ieșire ca la mauzoleul lui Lenin. Și să intre altcineva. Să intre următorul. Așa, în flux continuu, 24 de ore în 24. Așa s-ar fi putut acoperi cheltuielile, pentru că vedeți cât costă acum un bilet de teatru. Pe atunci costa cât 2 bilete de tramvai la balcon. Și nu aveam voie să-l modificăm, să ne atingem de el. Și ați reușit să faceți să funcționeze a fost una dintre puținele instituții de cultură din România care a dat lefurile în întregime. Pentru că Filarmonica dădea 20%, Opera 30%, cu enorme eforturi. Până când am început să mă îndoiesc că e bine ce fac. Pentru că și Beligan m-a sunat și mi-a spus, dragă, tu ce faci? Vrei să arăți că se poate? Și avea dreptate, știi? Ei, am făcut fel de chestiuni care ar fi constituit un deliciu pentru DNA dacă n-ar fi intrat în prescripție, pentru că am făcut fel de artificii în marginea legii sau chiar în afară. Să vă dau un exemplu. Chipurile am confecționat cu atelierul de pictură, care era un singur pictor. 2000 de plăcuțe pentru direcția silvică, care l-a plătit, cu textul Vânătoarea interzisă. Un șef contabil de la Ministerul ăsta al pădurilor, cum se chema atunci, a venit și a fost el. Cum ați făcut? Vreau să le văd. Și a spus, păi, s-au fost puse pe cărările pădurilor patriei, mergeți și le numărați acolo. Dar numai chestii de genul. Ele, de fapt, nu erau făcute. Am făcut două. Da. Bine, alte teatre făceau sicrie. Teatrul din Botoșani, din Bacău, a primit permisiunea să deschidă un chioșc la care să se vândă
ouă cu un leu în plus, fel de fel de astfel de expediente. În această situație, am fost 11 ani directorul Teatrului Național. În acești 11 ani, Teatrul Național din Iași a fost întotdeauna clasat pe locul întâi la concursurile care erau atunci. Cu piesele pe care le montați. Cu spectacolele, care erau montate. Cum este acum, premiile ATM erau și atunci. Și membrii juriului, unii sunt tot care au fost și atunci. Teatrul Național avea atunci o pleiadă de actori mari? Avea cât a avut, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că a trebuit să-i pensionez 12, am pensionat odată actorii, pentru că nu mai aveam bani cu ce se plătește și aveau vârsta pensiei. Și rămăsesem, iar Iașul era oraș închis, nu puteau fi repartizați absolvenți. Și am rămas cu actori numai de 50 de ani, n-aveam nici tineri, nici bătrâni. Și iar am găsit o soluție mai ciudată. Suceava nu era oraș închis. Eu fiind sucevean, hai să fac un teatru, o secție a Teatrului Național din Iași la Suceava. De conivență cu organele locale din Suceava, am făcut ce am făcut. Nu era nimic, nici sală, nu era, am făcut și sala care era vechea sală Domn Polski, dar am pus o lumânare fumigenă anul de la televiziune în pod, a ieșit fum, pompierii erau după colț, au venit și au dat cu tulumbele, proces verbal, incendiu din cauza instalației electrice străvechi, și s-a dărâmat complet și fiecare fabrică mare din județul Suceava a primit o sarcină. Tu faci fundație, te interesează cum, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Și s-a construit această sală de teatru, care acum a fost retrocedată, deși polonezilor, deși nu este nicio cărămidă măcar din construcție. În fine. Și am adus o echipă, o promoție întreagă de la Institutul de Arte Teatrală și Cinematografică în București. Cu Radu Duda, cu Adrian Păduraru, Carmen Tănase. Carmen Tănase, mulți. Și care, unii dintre ei actori care s-au remarcat apoi și pe scenele bucureștene, da, sau din, da, țară. Unii alții au ajuns directori de teatre. Mă rog, din păcate, primul act al Comitetului Revoluționar de la Teatrul Național din Iași a fost desfințarea secției din Suceava. Și s-a desfințat. Revenim la opera dumneavoastră, pentru că una din piesele cele mai jucate și care a fost transpusă și pe celuloid de televiziunea română a fost Sâmbătă la Veritas. Da. Da, cea mai jucată, într-adevăr, s-a jucat în aproape toate teatrele românești și în multe teatre, nu multe, în câteva teatre din străinătate. La mari teatre, la Teatrul Național German din Weimar, a ținut afișul două stagiuni și a fost de nu știu câte ori dat la televiziune spectacolul. Sâmbătă la Veritas, o frumoasă poveste a reîntâlnirii după 10 ani. După 10 ani a unei promoții. Da, care m-am inspirat chiar de reîntâlnirea de 10 ani a promoției mele. S-a jucat pe urmă în Rusia, nu știu dacă la Novosibirsk sau la Novorossiysk, am uitat pur și simplu. La Tbilisi, unde a fost și publicată, și la Praga. Piesa a avut succes mare de public. De ce credeți? Greu să vă întreb pe dumneavoastră de ce. Pentru că vii cu niște lucruri adevărate și de suflet care le spui și care, nu știu... Spuse cu multă sensibilitate în piesă. Sper că așa a fost și mai puțin dorință de a băga degetele în ochii spectatorilor, uite ce profund sunt. Ceea ce s-a întâmplat și cu piesa care am avut premieră în decembrie, tocmai la Giurgiu, piesa se numește Loser. De ce la Giurgiu? Am fugit după o artistă. Veneam din Grecia, am trecut pe la Rusia și am văzut un afiș la Giurgiu cu un festival al teatrelor dunărene. M-am oprit, am stat două, trei zile acolo să văd spectacole și am văzut o actriță despre care nimeni nu știe, se numește Violeta Teașcă, a absolvit în clasa Sandei Manu și care mi s-a părut exact de parcă aș fi scris rolul pentru ea. Și, într-adevăr, așa este, parcă e de acolo, este excelentă această... Vorbiți de timpul prezent, dar și actorii care au jucat în Sâmbătă la Veritas, la fel, parcă partiturile erau scrise pentru fiecare dintre ei. Era Emil Coșer, era Violeta Popescu, Sergiu Tudose, Constantin Popa. Erau și mulți care nu mai Florin sunt. Mircea. Florin Mircea,
Da, chiar mulți nu mai sunt. Dar spectacolul l-am revăzut acum din fonoteca, din videoteca Televiziunii Române. Televiziunii Române. Și mi se pare chiar onorabil și... Nu v-ați gândit după 89 la o continuare? Am și scris-o. Am și scris-o. Este după 30 de ani această întâlnire. L-am scris-o la insistențele Lianei Mărgineanu, care vrea numai decât ea, e la București acum. Și care a jucat în Sâmbătă la Veritas. Și zic și eu că ar prezenta interes, dar nu joacă nimeni. Da. Ca și Hardughia, de altfel, piesă la care țin foarte mult, piesă interzisă, ar trebui să intre în atenția teatrelor. Nu se grăbește nimeni. Vreau să vă întreb și de Tango la Nisa, o altă piesă de succes a dumneavoastră. Da, a fost piesa mea de debut. Despre un agronom repartizat în producție. Da. O piesă care s-a jucat pe mai multe scene din țară. Da, teatrele naționale toate au jucat-o. Da, și cu actori foarte valoroși la Cluj, când a avut premiera în 1970. Vreau să fac această subliniere. Regia a aparținut lui Victor Tudor Popa, un fost coleg de-al nostru de comentariu sportiv. Și în distribuție era Carmen Galin, era Viorel Comănici, era Dorel Vișan. Da. Repet, este o piesă, piesa mea de debut. E cu destule naivități, o spun cinstit, că așa stau lucrurile. Dar s-a jucat pretutindeni, adică pretutindeni. Mă rog, erau lucruri despre viața oamenilor de atunci, poate acest lucru a atras? Păi cred că asta. Altceva ce? Omul vine la teatru să se redescopere pe sine, nu? Și pe cei din... Sau să regăsească tablouri din... Din viața cotidiană. Viața cotidiană. Din existența lui de zi cu zi. Și... Prezentate cât mai natural, cât mai sincer, cât mai veridic. Cât mai adevărat. Asta este, în primul rând. Cât mai adevărat și cât mai puțin ostentativ. Adică uitați-vă ce deștept sunt, știi? Da. Păi s-a jucat la Teatrul Giuliești din București, la Teatrul Național din Iași, la Teatrul Național din Cluj, iar la Teatrul Național din Craiova a prilejuit un debut. Primul rol în teatru al actorului Tudor Gheorghe a fost în Tango la Nisa. Deci actorii v-au jucat, actori valoroși v-au jucat piesele, cum spuneam, și de Dorel Vișan. Dorel Vișan pe care l-am regăsit și într-o altă preocupare de-a dumneavoastră, filmul, într-un bulgăre de humă, pentru că v-a tentat și acest segment cultural. Filmul m-a tentat foarte mult, chiar am făcut vreo patru lungmetraje și mai multe scurtmetraje la Sahia. În calitate de scenarist. De scenarist, evident. Iar acest Un bulgăre de humă a fost o provocare, pentru că a fost și rămâne singurul film în care artistic românesc în care apare Eminescu. Și... Bine, era 1989, era centenar Eminescu și așa am putut să conving să se facă acest film. Era extrem de greu de găsit, în primul rând, actorii. Dar și la scriitură era să-i pun eu în gura lui Eminescu un text al meu. Aproape o impietate, știi? Ați avut totuși acest curaj? Da, păi nu se putea, trebuie până la urmă să-l aibă cineva. Și am făcut un casting, cum se spune acum, și pentru rolul lui Eminescu au fost vreo 6 actori care s-au prezentat, iar Pinte a fost de departe cel mai bun. Iar pentru rolul lui Creangă ne-am dat seama că de departe este cel mai bun Dorel Vișan, care fiind ardelean. Sigur, cum o să joace pe marele moldovean Creangă să-l joace un ardelean? Acum, dincolo de faptul că strămoșii lui Creangă au venit din Ardeal, pe Valea Bistriței, dar iată că acest Dorel Vișan, care are o inteligență artistică ieșită din comun, dar are și o cultură cu totul și cu totul remarcabilă, o carte de eseuri, eu i-am prefațat-o anul trecut și merită citită, sunt incursiuni în filozofie pe care le face cu dezinvoltură și cu dovada unor lecturi foarte consistente. A fost, cred că, un Creangă pe care nici Creangă nu putea să-l joace așa.
S-a inspirat probabil din aerul moldovenesc, pentru că și acum Dorel Vișan vine foarte des la Iași și, da, chiar și acum a fost, are recitaluri de poezie. Acum vreo două săptămâni a avut la Iași un, eu aș spune, o cozerie, ăsta e termenul lui Eugen Ionescu, pe tema Eminescu, și cu recitări, dar și cu interpretări în cheie filozofică. Eu am stat în primul rând și am fost foarte atent. După aia el s-a dus cu alții și nu m-a mai văzut. A doua zi îmi dă telefon de pe la Piatra Neamț era. Zică, bă, te rog, spune-mi, te-am văzut foarte încruntat. Nu ți-a plăcut? Zic, nu e încruntat, a fost tocmai pentru că am urmărit cu multă atenție. După 1989, spuneam și în prezentarea inițială, ați avut împliniri, dar și frământări, pentru că așa se pare că a fost viața dumneavoastră, da. Și într-o epocă și în cealaltă ați avut parte de ambele tipuri de trăire interioară. Hai să-ți mai spun una bună, care n-am spus-o până, nu știe lumea. În 1990 am fost dat afară de la Teatrul Național din Iași, dar nu mi-au desfăcut contractul de muncă. Urmând să-mi dea altă, portar, șofer, secretar, era ceva. Nu mi-au dat. Și am stat 6 luni de zile, nici carte de muncă nu vreau să mai dea, că nu știau ce să scrie acolo la motivele desfacerii contractului de muncă. Și nu mi-au dat. Și nu mă puteam încadra nicăieri, pentru că pe atunci nu puteai să ai 7 slujbe ca acum, trebuia să duci cartea de muncă. Am dat în judecată Teatrul Național, cerând să fiu dat afară până la capăt. După 12 termene am pierdut procesul. Și Teatrul Național, în sfârșit, după 6 luni sau nu știu cât, mi-a dat catadixii să-mi dea un transfer. Iar în cartea mea de muncă știți ce scrie? A prestat 186 de zile nelucrate. Da. E, și după aia, fiind șomer, am văzut că Gazeta Română din București vrea să aibă un corespondent de front la războiul de la Nistru, nu se înghesuia nimeni, m-am dus eu. Războiul era ca în 1916, cu tranșee, cu glod, cu vărzări aduse de la Chișinău, că mirosea toată zona, și un război foarte ciudat, unde se murea pe capete și... I-am văzut acum la deschiderea Olimpiadei pe cazaci care au venit să ajute la menținerea ordinii. Așa au venit și la Tiraspol, am fost și arestat la Tiraspol ca spion român, și au venit și acolo și mureau. Dar în contractul care l-aveau cu Smirnov, se prevedea că în cazul decesului să plătească familia o despăgubire. Drept pentru care dacă murea nu-i mai ridica nimeni, că trebuia să plătească despăgubirea. Și rămâneau lângă Tidina, într-un scoar cu trandafiri, am numărat 11 morți umflați și negriți, pentru că nu-i ridica nimeni de acolo. Un război... Cum ați trecut de la o stare de director al Teatrului Național din Iași în câteva luni, într-un an, la cea de corespondent de război? E o metamorfoză. Păi ce să faci? Trebuia să fac ceva. Ați avut curaj? Tu n-am fost nevoit. Dar eu sunt interesat de toate chestiile ciudate care se întâmplă în lume și vă spun sincer că m-aș fi interesat realmente. De altfel am și scris o carte cu... Nu v-a fost teamă că de acolo se poate încheia viața dumneavoastră? Dom'le, era un război așa de ciudat, trimiteau moldovenii o rachetă și dădeau după aia telefon la inamic, pentru că rămăseseră legăturile telefonice peste Nistru. Și băi, vezi că v-am trimis o rachetă, la care ăia, bun, băi, vă trimitem și noi una, boaf, și mereu racheta la Zan. Dar au murit oameni. Au murit foarte mulți oameni și nimeni nu știe. Și au murit absurd. Am scris toate azi într-o carte care... 10 ani de foc. O istorie a Basarabiei, da. Care povestiți cu lux de amănunte unele dintre episoadele dramatice, da. De acolo. Da. Ați urmărit viața Basarabiei de după 1990 cu mare atenție, ați fost implicat în transformările care s-au produs. Implicat ca jurnalist. Ah, ca jurnalist, da, că altfel e prea mult spus implicat, deși am participat la adunările lor, la ședințele lor,
ale celor care, mă rog, erau de partea României. Ce înseamnă cartea dumneavoastră? Ce doriți să însemnea pentru locuitorii, pentru frații de dincolo de Prut, pentru cei de aici? Ei au primit-o cu mare interes, pentru că nici ei nu mai țin minte evenimentele așa cum au fost. Eu am făcut acolo sondaje în toate straturile. Am avut interviuri lungi cu Snegur, cu președintele Lucinski, cu ministrul securității, dar și cu omul de pe stradă, și cu scriitorii, și cu... Așa că pulsul Basarabiei, dacă vrei să-l iei, acolo îl găsești. Un istoric cunoscut din Iași, Ion Toderașcu, de la Facultatea de Istorie, a scris acum o cronică de 10 pagini în analele Universității Alexandru Ioan Cuza, în care spune că este, pentru istorici, este un izvor foarte, foarte important această carte. Sunt mărturii ale timpului? Sunt și mărturii ale timpului. Sunt printre și... puținele care există în dar nu există. România. În România nu există. Dar nici în Basarabia nu există. Pentru că eu am luat ultimii, mă rog, din 1999, nu, până în 1999, zi de zi, ce s-a întâmplat, care sunt evenimentele majore, evenimentele mărunte, le-am consemnat pe toate și în felul ăsta își aduc și ei aminte ce au fost. Lucrurile se uită, păcat că se uită, nu toate merită reținute, dar sunt unele care nu trebuie uitate. Și cu această încărcătură emoțională v-ați întors la Iași și ați dus tot spre lumea teatrului. Da, am aflat de un concurs pentru director la Teatrul Luceafărul. Am prezentat, mă rog, am luat concursul, erau destul de mulți concurenți, vreo 6. A fost o altă experiență față de Teatrul Național Vasile Alexandrii? Într-un fel o altă experiență, pentru că tot teatru e, mai ales că Teatrul Luceafărul este un teatru nu de copii, ci de copii și tineret. Deci permitea și montarea de spectacole pentru tineret, ceea ce am și făcut. Văd că nu se mai practică acum, dar cred că firma trebuie onorată, așa cum este. E teatru pentru copii și tineret. Ați scris în această perioadă, ați continuat să publicați. Nu mi-ați spus nimic despre romanele dumneavoastră, despre proză. Dramaturgia eclipsează într-un fel preocuparea noastră legată de proză? Și proza, tot un fel de dramaturgie este, pentru că dialogul este în prim plan. Păi, am scris câteva, chiar și în 2012 am publicat un romanul Căminarul, al cărui personaj principal este tatăl lui Eminescu, căminarul Gheorghe Eminovici. Un personaj formidabil, păgubos în toate cele, dar marele câștig, el este autorul lui Eminescu. În 2012 a scos romanul Pompe Funebre. Da. Încercând o trecere în revistă a trei perioade care v-au marcat într-un fel sau altul. Da. Romanul ăsta are ca subtemă ideea că nu s-a schimbat nimic sau s-au schimbat prea puține față de ceea ce trebuia să se schimbe în istoria românilor. Dar în visul dumneavoastră, cum ați văzut lumea de astăzi? Foarte grea întrebare. Pentru că ajungi la utopie repede, știi? Și utopia rodește numai în raftul bibliotecii. Dacă îmi permiți o paranteză, utopie este și ideea de comunism. Iar condamnarea comunismului este o prostie, că condamne o utopie. Nu? De altfel, și ideea de comunism românesc este cât se poate de contestabilă, fiindcă, uitați-vă, în 1971 a apărut un dicționar politic la editura politică, în care despre comunism, articolul despre comunism, este scris de Vladimir Tismănean. El scrie și acel despre capitalism în respectivul dicționar și el condamnă capitalismul și prevede că viitorul luminos al omenirii este comunismul. Dar nu de asta. Dă și definiția comunismului. Comunism înseamnă fiecare după necesități, absurd,
Dispare diferența dintre sat și oraș, la noi în România. Diferența între munca fizică și munca intelectuală, la noi. Și așa, nimic din definiție nu se potrivește. N-a fost comunist românesc. Cum n-a fost în nicăieri în lume și nu va fi niciodată, pentru că utopiile sunt utopii. Comunismul, de cele mai multe ori, a fost luat ca o paravan ideologic pentru diverse dictaturi. Eu știu, maoism, stalinism, castrism, titoism, ce a fost să fie. Noi condamnăm comunismul ca și... condamnăm nici pe chinești, deși nu avem acest drept și nu văd unde l-avem. Așa cum pe vremuri Inchiziția, dacă nu îl găsea pe vinovat, îl punea pe rug ca o păpușă și îi dădea focăle. Da, e o paranteză politică care, mă rog, nu știu dacă trebuia să o fac. În reformarea unei societăți, lumea culturală, intelectualitatea, ce rol ar trebui să aibă și ce atitudine? Noi avem o intelectualitate implicată. În mod cert, implicată. Că cu excese și cu... Mă rog, asta este altceva. Dar este implicată. Nu putem să spunem că nu este. Dar este extrem de împărțită și de împrăștiată. Intelectualii ar trebui să aibă o atitudine mult mai unitară, chiar dacă sunt de dreapta sau de stânga, pentru că România una singură este și la ora actuală e o hărmălaie politică în care nici intelectuale nu mai pot să mai facă față. Ați avut și aveți mulți prieteni și unii neprieteni, dar cei care v-au fost prieteni v-au lăsat amintiri frumoase. Mă refer la Nichita Stănescu. Și cu Marin Sorescu, de altfel, care am fost și într-un fel colegi. El a făcut primii 2 ani la Iași, la secția de rusă a Facultății de Filologie. Dar eram născuți amândoi în aceeași zi, 19 februarie. Mă rog, ne sărbătoream împreună. Asta era în tradiție. Cu Nichita am de povestit multe întâmplări frumoase. Un personaj carismatic și pe care nu puteai să-i superi. Nu știu, nu cunosc pe cineva care să fie, doresc să-mi supăra pe Nichita. Au scris rău despre el, mă rog, și Mihai Ursache și nu știu de ce atât trebuie să... Au scris chiar oribil despre el. Dar dintre cei care l-au cunoscut cu adevărat, era imposibil să-i superi pe Nichita. Era un boem. Despre asta și vorbea la începutul dialogului. Chiar prea boem. Aici a exagerat cu boemia. Și nu era ceva determinat. Probabil era în trăirea lui. Probabil. El, mama lui a fost rusoaica albă, fugită din Rusia în timpul Revoluției. Nu știu de la cine îi se trage, dar îl și prindea, dumne. Pe unii boemia îi prinde, pe alții nu îi prinde. Lui Nichita îi stătea bine. Care sunt proiectele pentru următoarea perioadă? Păi, trebuie să mă duc la Botoșani în primăvara aceasta ca să montez o piesă a mea. La anul voi împlini 75 de ani, o vârstă matusanemică aproape. Din 2006 eu țin un jurnal zilnic și care intenționez să-l public în 2015. Și care va fi, vă asigur, interesant. Ce veți scrie în jurnalul dumneavoastră la ziua de astăzi? În primul rând aș vrea să spun că am simțit-o ca prietenoasă și într-o atmosferă prietenească, pentru care vă mulțumesc.